foarte mulțumit. Antrenorului Adamek. A început repriza a cincea. Adamek împotriva lui Cunningham. În direct din Bethlehem, Statele Unite. Polonezul Adamek în short alb. Un meci echilibrat, un meci interesant. Un stil bazat pe forță al polonezului și mai multe mișcare în ring pentru Steve Cunningham. Cu jaburile de stânga mereu penetrante la Steve Cunningham. Autolovitura la corp, Adamek. Pare că își caută lovitura Adamek, din nou directă de stânga, care l-a făcut pe polonez să bată în retragere. Ușor, polonezul a făcut un pas înapoi, nu pentru multă vreme. Primul minut pare mai activ Cunningham, apoi ultimele 30 de secunde este polonezul cel care pare că nu este mulțumit cu ce are realizat în acea rundă și forțează. Iată, pune presiune polonezul pe Cunningham. Iese însă în față, directe de stânga, o și una de dreapta pentru Cunningham. Da, bun croșeul de dreapta lui Adamek. Se retrage americanul. Trebuie să vină ceva mai mult în față Cunningham. Altfel este foarte posibil ca multe dintre lovitorile pe care le dă el să nu puncteze așa cum ar trebui, considerându-se că sunt doar lovituri de a stopa adversarul. A fost o lovitură pe bărbie pe care a primit-o americanul. N-a intrat chiar în plin, ultimele secunde. Se duce larg și arbitrul intervine imediat.